Și domnilor, am avut o filmare la un moment dat la Câmpul Lung, Mușcel, de unde este Marcel. Și vreau să vă spun că noi ne-am distrat acolo, însă la un moment dat ne-am dat seama că cineva trona prin ciar acolo. Cum să vă spun, era o prințesă îmbrăcată frumos și cu atitudine, mă înțelegi? Deci nu stătea copilul cumva. Doamnelor și domnilor, alteța sa regală Juvenalia și tatăl domniei sale, Marcel Pavel. Doamnelor și domnilor, ce prințesă avem aici, vă rog să luați loc. V-am găsit. Te pup, Marcel, vă pup, vă iubesc. Marcel este ca fratele meu, ca să zic așa. Am împărțit momente sublime împreună și când or fi momente grele, o să fim tot așa. Speram să dispară cât mai repede momentele grele și să reapară momentele bune. Și aici mă refer la întreaga omenire, nu numai la noi doi sau... Așa este. Bine v-am găsit. Doamnelor și domnule, Marcel, ce faci, prințesă? Bună ziua! Bună ziua! Ce faci, măi, prințesă? Dar am observat ceva. Noi ne-am văzut acum vreo 2 ani de zile la filmare și de atunci mie mi se pare că ai devenit mai vorbăreață. Vorbeam și atunci, doar că n-aveam chef. De ce, dragă, n-aveai chef? Că acolo erai nevăzut, erai în centrul mesei, acolo erai îmbrăcată. Sau o prințesă nu vorbește așa mult? Nu vorbește. Prințesa trebuie să fie prințesă, nu? Și acum, cum ești? Acum ești mai așa, te văd așa, ești foarte interesantă la hainuțe, ești trendy, așa, nu? Sau cum se spune la voi acum, că trendy era pe vremea mea, eu sunt mai bătrân, așa. Probabil că ea știe mai bine, cum se numește. Cum se spune așa când ești îmbrăcată frumos, așa cum ești tu? Modern. Modern? Cool. Model? Modern. Sau? Cool. Cool, băi, băiatule, cool. Ce vorbim? Te rog să-mi faci o descriere a domnului din dreapta ta. Cine este domnul din dreapta ta? Este tatăl meu, Marcel Pavel. Bravo! Zi-mi o melodie a tatălui tău, care îți place ție cel mai mult? Zâna mea frumoasă din povești. Zâna mea frumoasă? Da, pe care o să cântăm astăzi. Ai văzut? Deci copilul știe ce trebuie să aleagă. Bun. Și de ce îți place ție de tatăl tău, Marcel Pavel? Pentru că e talentat și... E talentat, nu? Așa mi s-a părut și mie. Bravo! Deci, doamnelor și domnilor, juriu a decis. Marcel e talentat. Deci numai pentru acest lucru mă... Stai, mă, stai o secundă. Talentat? Și e talentat și mai mult ce mai... Mai zi, lasă copilul să vorbească. Păi e amuzant acasă, adică știe și să gătească câteodată, dar n-am mai gătit de mult timp. N-am mai gătit? De mult timp. Păi de ce, măi, n-am mai gătit de mult timp? Că nu întrebați-l pe el. Dar chiar așa, doamnelor și domnilor, mutăm legătura. Marcel, ai legătura. Da. De ce nu ai mai gătit de mult timp? Pentru că mama ei, respectiv Violeta, soția mea, nu, Violeta, nu îmi dă voie, pentru că s-a lămurit că nu am prea mare talent la gătit. Dar, mă, dar copilul te apreciază? Eu încă le-a plăcut pentru că îi mai gătesc micul dejun din când în când și îi place. Am înțeles. Deci, vezi, vorbește cu mami să-l lase pe tati să gătească, că el ar vrea. Da, o să mă mai gândesc. Și eu zic să te mai... Ce-ai făcut în anul ăsta, mă, Juvenalia? Cum a mai fost? Că uite, pentru tati, la un moment dat, tati a avut o mică problemă de sănătate și a revenit. Ne bucurăm că a fost, că a trecut. Cum a trecut anul ăsta pentru tine, dragă? Păi, chestia că ziua mea de naștere de 7 ani a fost cea mai ciudată zi de naștere din toată istoria zilei de naștere. Pentru că tata s-a întors în acea zi din spital. Vai, ce frumos. Da. N-am știut că, te vedeți, bine, parcă mă rog, mai emoționat acum. N-am mi-a spus niciodată acest lucru. Înseamnă că ea a fost marcată de acest lucru. Deci faptul că tati a fost în spital, atunci ți-a făcut sufletelul mic, mic, așa, nu? Da, dar m-am descurcat. De fapt, într-un fel, pe jumate mai mult, 99% mi-a fost dodel și 1% cam nu. Pentru că, na, câteodată, da, e greu să trăiești cu foarte mulți băieți în casă. Păi da, pentru, deci și Marcel, eu când am plecat la spital au rămas mai puțin, adică. Am înțeles, era un bărbat mai puțin, parcă era mai... Așa se egalizase, erau 2 fete, 2 băieți. Dar important este că el a venit și uite, el acum s-a emoționat și a dat seama că tu ai trăit momentul ăla și că ai avut emoții. Bravo. Și când voi când vă drăgăliți așa și vă îmbrățișați, cum faceți? Păi, nu știu, cum se face normal? Adică vă pupați, vă jucați, cum faceți?
Chestia cu pupatul nu mă încântă deloc. Dar de ce, dragă, nu te încântă? Pentru că nu-mi ești place. Pupăcioasă? Nu ești pupăcioasă? Nu. Dar tati e pupăcios? Păi și nu-l lași și tu măcar un pic acolo? Nu. Nu? Ia auzi, mă, Marcele, nu-i greu nu să... vrei să știți. E greu. Nu vrei să, nu? Înseamnă că tabără pe tine să te pupe și tu nimic, nu? Dacă ți-e cald, poți să-ți dau geaca jos. Vrei să-ți arăți tricoul tău? Dragă, nu strica outfit-ul copilului. Dar are un tricou tare și trebuie să-l vadă lumea, adică așa a zis ea. Winter chestii, socotezi, clipiciuri. Cu buzunare. Nu putem face asta acum, nu? Sau dacă vrea ea. Vrei să-ți dai jos geaca? Partea cea mai bună pentru final. Câte o parte pe rând. Am înțeles, mai așteptăm. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, noi ne încurcăm aici cu treburi, dar copilul e mai tare decât noi. Uitați-vă la ochii lui Marcel, dacă aveți așa, și uitați-vă la ochii lui. Așa, uitați-vă și dumneavoastră. Aici e fericirea. Sunt momente bune, sunt momente grele în această perioadă. După pauză vorbim și despre unele și despre altele cu Juvenalia, dar și cu Marcel. Evident. Doamnelor și domnilor, povesteam cu Marcel, evident, în continuare, nu știu dacă observați că, așa cum este orice vedetă, se face o schimbare de ținută și de outfit. Vă rog frumos să observați că Juvenalia, în acest moment, are o altă apariție, vă rog frumos, deci camera pe manechinul nostru, Winter Disco, suntem pregătiți pentru orice fel de petrecere și avem și o poșetă acolo, poți să-mi spui și mie. Întotdeauna noi, bărbații, suntem interesați ce țin fetele în poșetă. Ce e în poșeta aia, dragă? Microfonul, vedetă? Da, chestii mai importante, de exemplu, ar putea fi agrafe, elastice, mai multe accesorii. Bine, ruj, farduri, o să apară telefonul. Are, dar l-a lăsat acasă. Cunoaștem genul programului. Da. Foarte frumos. Uite, te rog să iei loc, că vreau să vorbesc puțin cu tati. O să revenim imediat la tine. În primul rând aș vrea să-l întreb pe tati, pentru că aseară la un post de televiziune l-am auzit pe un domn, o să-i spun și pe nume, că este un citat și e foarte clar despre ce este vorba, pe domnul Cosmin Gușe, care a spus că lui Marcel Pavel îi scria în contract, da? Scria în contract că eu aș fi fost de acord să mă îmbolnăvesc, să mă internez în spital de COVID. Deci el spunea clar că tu, de fapt, ai fost plătit pentru... Da, și nu numai eu, ci și restul colegilor, încă 10 colegi ai mei de emisiune, de emisiunea Te Cunosc de Undeva, pe care o știți de altfel, în alt post de televiziune, a făcut-o, nu l-am dat în judecată, de data aceasta am soldat în judecată. Explică-mi, deci... Și o să plătească daune morale și să vină cu dovezi pentru ceea ce spune, că altfel va plăti foarte mult. Deci, aș vrea în primul rând să te întreb cum poți să interpretezi o asemenea declarație. Pentru că nu știu de ce a făcut acest lucru. Și chiar înainte de m-a sunat înainte cu 2 zile, să mă ierte telespectatorii, am trimis și secrețiile cu sânge, adică ceea ce pățisem eu. Lui Cosmin Gușa, da? Da, așa de mult am considerat că e prietenul meu și țineam la dânsul, adică am zis că mi-e prieten. I-am trimis și buletinul testelor și rezultatul testelor pozitiv de COVID. Și am spus de ce am pățit și seara apare la televiziune și spune că nu am nimic, că de fapt mă prefac și că am primit bani. Și... Deci pentru asta trebuie să vină cu dovezi, pentru că oricum o să-l dau în judecată, pentru că am zis că se oprește, dar nu s-a oprit. Am să-l dau în judecată. Și o să plătească bani grei. Așa cum să vină mai... cu dovezi, să ia legătura cu cei de la antenă, să declare ceea ce a declarat aseară, da, că am avut contractul, deci, că am avut eu contract și am semnat ca să mă îmbolnăvesc. Adică unde era aproape să mă pierd definitiv de pe această planetă. Și iată că acest om, nu știu cum să-i spun, eu crezând că mi-e prieten, face numai declarații în defavoarea mea și a adus o furtună și o linșare media asupra mea, aceste declarații ale dânsului, foarte, foarte negative, foarte negative. Da, cred și nu am înțeles de ce o face, pentru că nu am făcut niciun rău niciodată. Și nici nu are dovezi. Să vină cu dovezi. Dacă vine cu dovezi, eu am să plătesc eu daune dânsului. Dacă nu o să plătească dânsul daune de cel puțin 200.000 de euro. Asta vreau să-i fac. Să-i cer, da, și nu exagerez. Cel puțin 200.000 de euro. Da, bineînțeles. Deci, din acest punct de vedere, singurul nostru comentariu este foarte simplu. Marcel a ales calea corect. Instanță, da, fără așa se face, discuți. Când face o declarație, fiecare răspunde. Nu l-am sunat să-i spun ceva, să reproșeze ceva, nu, o să-l dau în judecată. Nu se oprește, dacă nu are grijă de ceea ce scoate pe gură, ceea ce vorbește, să plătească pentru asta. Bun. Adică îi se permite prea mult, este prea alintat de
anumite televiziuni și mi se pare că se alintă și prea le știe pe toate. Până că le știe, că nu le știe un singur lucru. Deci în momentul în care acuz un om de o chestie atât de gravă... Și nu i-am greșit numai cu mine, a greșit cu foarte multă lume. Meseria și legea, spune România, s-a dus dovezi. Dovezile se prezintă acolo unde se prezintă dovezile, punct. Da? Chiar și domnul Ciutacu a declarat despre mine acum vreo 6 luni, chiar anul trecut, da? Da. Că nu e adevărat, că nu m-am îmbolnăvit și el, după, acum vreo 6 luni de zile, s-a îmbolnăvit de COVID. Fiecare, nu mai zic nimic. Fiecare să-și ducă... Nu mai zic nimic. Da. Eu nu i-am urat chestia asta, dar se întâmplă, nu crezi. Ce să zic? Și eu nu promovez astfel de lucruri. Nu promovez boli, nu promovez pandemie, nu promovez vaccin, nu promovez nimic. Nu. De potrivă... mi s-a întâmplat și iată că sunt un om. Aș fi vrut să nu mi se întâmple. Să nu discutăm despre asta acum. Evident. Dar să se oprească, pentru că trebuie să se oprească. Da, și eu cred că lucrurile trebuie lămurite la modul cel mai simplu. Domne, sigur, în esență, în meseria asta, în momentul în care cineva zice ceva pe post, cum ați văzut, nu ar trebui să cer și dovezile în momentul ăla, dar nu fac eu moral nimănui. Mergem mai departe. Această bijuterie este cu siguranță foarte, foarte grozavă. Spune-mi, dragă, cam cu ce îți petreci tu toată ziua? Așa? Deci cum așa vii viața ta de prințesă? Ce mai cuprinde? Păi, chestii obișnuite. Înainte mă trezesc, după, evident că mă spăl. După mi-am micul dejun, după studiez la pian, fac teme și după îmi văd de treaba mea. Deci studiez la pian, dragă, stai că nu e așa. Deci tu ești dintr-o familie în care, în afară de mami, care a fost o balerină minunată, și cred că moștenești cumva din statura mamei. Bine, fac și balet, doar că... Dar ce-ți place mai tare? Nu mă înțelegi. Îți place muzica sau baletul? Întrebarea e simplă, dragă. E super simplă pentru că le aleg pe ambele. Am înțeles. Auzi, dar crezi așa că ai putea la un moment dat să faci un drum în televiziune? Că uite-te, când mă uit așa la tine, am senzația că o să te cam placă pe tine camera de filmat. Ce părere ai? Să fii prezentatoare într-o zi, să faci un show și să-l prezinți pe tati, de exemplu. Da, dacă tata... O să mai poată. Păi de ce să nu facă, ui? Dacă o să mai pot, o să mai poată. Sigur că o să mai poată. Că, de exemplu, cine se uite acum la Marcel nu poate să spună că Marcel are o anumită vârstă pe care o poartă cu mândrie, dar nu se vede. Aproape 62. Aia zic. Adică eu cred că tati o să mai poată. Și să știi că mergi pe urmele și a băiețelul meu Tudor, care și el zice că într-o zi de ce să n-aibă el emisiune să mă prezinte el pe mine. Deci eu pe el. Îl mai ții minte pe Tudor? Da, dar nu mai știu când ne-a văzut. Știi ce a făcut? N-am eu poza, mă, că tot am căutat. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim în mall, Violeta, Juvenalia, Oana, Tudor și Cristi. Și ce credeți că face băiatul meu? Mai ții minte ce ți-a făcut? Nu mai ții minte. Te-a pupat pe obraz. E, n-am. Dar vrei să zic ceva? Ce drăguț. Te-ai comportat ca o prințesă, nu i-ai zis nimica. Da. Asta înseamnă clasă, bă, băiat. Să vă zic secretul. Ia zi, dragă. Dacă... Vrei să fii cool, nu te interesezi de alții, doar privește-te pe tine însuți, e doar treaba ta. Băi, Marcele, am trăit de pomană pe cuvântul meu. Ai înțeles cum trebuie să fii cool? Nu trebuie să te... Vezi, dar cumva e o lecție bună. O lecție, da. Să nu... Prea mult ne gândim la ceea ce, la părerea celorlalți. Exact. Deci, iată, și te doare mai puțin capul și intri mai puțin în depresie gândindu-te ce cred alții, când ar trebui să te gândești la tine, la binele tău, exact, da. Și la cumva păstrarea forțelor tale. Exact, da. Bravo. Nota 10, sau A, cum se dă acum, că pe vremea noastră era cu nota 10, nu? Nu. Sau cum este, foarte bine, nu? Foarte bine acum, nu? Da, se dă tot 10 în România, doar că în America se dă cu litere, adică... Cu litere. Și la, eu nu știu, la școală, la băiețelul meu, este cu FB, adică foarte bine, bine, suficient și... La liceul de muzică George Enescu, în clasa de pian. Așa, și cum se dau notele acolo? Cum se dau notele la tine? Păi, cea mai mică este I, după S. Insuficient, da? Suficient. Satisfăcător. Așa. Așa. B, bine, pe B. B și FB, nu? Bine și foarte bine. Da. Asta e, doamne. La noi nuanța era mai mare, de la 1 la 10 puteai să iei și 5, și 6, și 7. Acum, între bine și suficient... Da, bine, noi mai luăm unii, mai luăm și 4, adică eu. Marcel este o legendă, doamnelor și domnilor. Asta e păstură minunat, eu nu. Da, tata,
Tu chiar vrei să dezvălui aceste secrete acum? Nu. N-am să fac asta, bine. Deși să știi că știi cine mi-a povestit de treburile astea? Mi-a povestit bunica ta, mama lui, legendara mama lui Marcel Pavel. Da, aș vrea să-i transmit multă sănătate mamei mele. Acum se află în spital, a suferit ieri o intervenție chirurgicală, sau endoscopică, mai bine zis. A trecut cu bine și mulțumim personalului spitalului Cantacuzino, grozav, în special doamnei doctor Stoian și întregii echipe a dânsei. Îi mulțumim din suflet. Am avut o mare pierdere în familie. Mama soției mele a decedat săptămâna trecută. De fapt, duminica trecută, și am mormântat-o marța trecută. Și aș vrea să mulțumim din suflet celor care ne-au sprijinit în acest sens. În sensul că la înhumare și tot ce a zis la am fost sprijiniți de niște persoane extraordinare. Ăsta e un lucru minunat și aș vrea să vă spun că faptul că, iată, a fost sprijinit Marcel, pentru că artiștii în acest moment nu cer, dar au nevoie de sprijin. Marcel a avut anul ăsta, așa cum îmi povestea Ștefan Pelger, câte rochi a făcut anul trecut și n-are rost să vă spun, și Marcel a avut mult mai puține, infinit mai puține cântări decât merită Marcel, că Marcel ar merita să cânte în fiecare zi. Nu știu, cred că probabil că toți colegii mei de brază, da, care știu să-și facă bine meseria, datoria în fața, da, publicului, merită să aibă concerte și spectacole și așa mai departe. Evenimente în special, am avut doar 3 evenimente. Da, de un an și ceva. Vai de mine, vai de mine. Am avut în 2020, în martie, am avut un turneu de 6 zile alături de Filarmonica din Botoșani, și al 6-lea concert s-a amânat, trebuia să fie la Vaslui, la Polivalentă, la sala Polivalentă din Vaslui, alături de Proconsul, și chiar în ziua aceea, la ora 12 la prânz, am aflat vestea că suntem în lockdown. Totul s-a întrerupt, atunci viața noastră s-a schimbat, iar eu necântând atât timp, am avut impresia și am impresia când că nu există, efectiv. Am impresia că nu există. Da. Eu am înapoiat și banii pentru concertul acela, da? Și va rămâne pentru data viitoare să reluăm concertele și să fii invitat din nou de către Filarmonica din Botoșani. Eu sunt convins că orice om care este în inactivitate, ca să zic așa, crede că nu există. Adevărul e că tu, nu numai că existi, pe tine lumea te iubește. Pentru că eu sper să... Ai făcut atâtea lucruri grozave în cariera ta, performanțe, piese legendare, nu se pune problema. Problema e că practic o breaslă nu mai există și nu mai există nici măcar pentru niște guvernanți care în altă țară, de exemplu, facem o comparație, parcă au mai multă grijă de oameni. Dacă aduci vorba de asta și dacă avem timp de acest subiect, un minut atât, vorba, să făcuți o platformă de întrajutorare a artiștilor, a liber profesioniști, la care eu n-am avut acces efectiv. Am depus dosarele și pentru firmă și pentru și ca persoană deci juridică. Așa. Da. Dar nu am primit niciun răspuns absolut. Nu am primit absolut niciun ajutor. Deci noi am fost... Nici acela pentru drept autor și drepturi conexe e o sumă de 4.000... Deci nu am primit nimic absolut. Doamne Dumnezeule. Și și persoană fizică și juridică, deci nu am primit niciun răspuns măcar. Să spune, doamne, nu aveți dreptul sau nu trebuie să primiți. Incredibil. Da, incredibil. Și am de întreținut o persoană, dar n-am venit aici să mă plâng de lucrul ăsta. Nici nu se pune nu prea îmi place să mă plâng și tu știi bine, nu prea... Test fulger de 3 minute pentru celebra Juvenalia, da? Bine. Cum crezi că erau mami și tati când erau mici? Semănau cu mine, doar că fără atât de tehnologii, cum să zic eu. Dar cum ți se pare? Cum crezi că era tati? Erau atât tehnologii, spui? Da. Adică nu exista... Adică nu exista tehnologie pe vremea. Nu exista, da. Da. Tehnologia cheii de gât, fugi pe teren și joacă-te. Mai în spate. Mai în spate, așa este. Deci... De acum, mami, cum ți se părea și tati? Că eu știu povești despre tati, era jucăuș tare. Da. Și mami? Mami, mai balerină, așa, mai cu minte, mai nu? Da. Mai da, da? Și era ca la mine în clasă o mare nebuneală la școală. La tine e mare nebuneală? Nu, dar da. și în clasă la mama la fel era, nu? Da. Că îi povestește mama, soția mea îi povestește că era nebunie mare la ei în clasă. Și la ea în clasă la fel, artiști, normal. Cine este mai amuzant, mami sau tată? E bine... Ma,
dar deja a depășit limita. Păi da, acum trebuie să spun ce? Ceva. Trebuie să fie cineva care să stabilească și niște limite. Am senzația că tati este cel care mai spune, aia nu. Trebuie să existe și cineva în casă care spune nu. Da, mai spunem. Mai aproape microfonul. Ne zic că îi mai spun, dar aia nu prea mă ascult așa. Știm nu face, Ionela nu face prostioare, Ionela e foarte cuminte. Este un copil foarte cuminte, nu deranjează, nu. Este un copil minunat. Unde ai vrea să pleci într-o vacanță cu mami și cu tati? Băi, ar fi relaxant să plec la plajă vara. Undeva unde n-am mai fost, pentru că așa e mai interesant. Ia uzi, și ultima întrebare, ce gătește cel mai bine mami? Că tati știu, micul dejun, asta am reținut. Mami? Mai multe chestii. Adică ce-ți place ție așa, dragă? Să știu și eu care-s gusturile tale de vedetă. Păi, gusturile, na, sunt mai multe. Așa. Ce fel de mâncare îți place ție așa ceva, știi? Păi am mai făcut, dar nu știu cum se numea. Era ceva cu fasole, dar nu știu cum se numea. Fasole bătută. Fasole bătută, nu? Adică, de exemplu, eu știu, băiatul care te-a pupat, tu doar zice, brânză, punct. Deci ce e cu brânză, e bine. Îmi place fasolea bătută, că se cu ceapă prăjită deasupra, e foarte gustoasă. Excepțională, o să vă aducem o dată. Deci, dragă, vrei să ascultăm o piesă frumoasă a lui tati? Da. Este cumva piesa ta preferată? Da. Fii atent, în timp ce îl rugăm pe tati să se ducă frumos da, către locul de cântare. Da, înainte de a spune, te rog frumos, piesa se numește Zâna mea frumoasă din Povești, compozitor Marcel Pavel. Aha. Text Steliana Rău, Macedon din Constanța, un băiat extraordinar. Data viitoare veni și cu o piesă română la tine. Aici care este așteptam. O prelucrare acestei piese. Solo chitară Patoi, pe care Nicu le știți foarte bine. Orchestrație Andrei Tudor, mixaj Andrei Chereștei. Foarte frumos. Mulțumesc. Până ajunge, te rog frumos, Iuna, uită-te acolo frumos în cameră și te rog frumos, prezintele telespectatorilor această melodie a lui tati. Te rog frumos, ai legătura. Ok. Zi. Păi, cum să zic eu despre... E ca într-o poveste. Da? Deci o să ascultăm o piesă ca o poveste, da? Da, ca într-o poveste. Deci să o ascultăm, da?